Anins fără oprire în mai multe zone ale județului Gorj, respectiv în zona montană, dar și pe dealul Bujorăscu și pe defileul Jiului. Drumarii au acționat cu utilaje pentru a dezăpezi carosabilul. Totodată, pentru că a existat riscul de îngheț și să se formeze polei, drumarii din Târgu Jiu au împrăștiat material antiderapant în zonele cu probleme. A nins toată noaptea în mai multe zone ale județului Gorj. Zona Rânca, dealul Bujorăscu și defileul Jiului au fost zonele cele mai afectate de nisori. Drumarii au acționat permanent pe drumurile naționale și au desăpezit carosabilul. A început să ningă de pe Bujorăscu și de pe Godeanu în mod deosebit. A venit dinspre vest zăpada de ieri din jurul prânzului. Am acționat cu 49 de utilaje, peste 160 de tone de material antiderapant de ieri. Până astăzi la ora 8. Mai ninge slab pe Godeanu și la Rânca. Drumurile, cu excepția drumului până la Rânca și peste drumul peste Godeanu unde ninge, unde este zăpadă tocată 1-2 cm, în rest drumurile sunt cu asfaltul curat și umed. Mai multe utilaje au fost dislocate în zonele unde a nins abundent. Și ca o noutate, ieri domnul Bogdan Bratu, în urma unei scurte pregătiri de a începe acțiunea, am venit cu ideea să dizlocăm tot ce înseamnă unimoguri. Sunt acele utilaje multifuncționale, utilaje foarte puternice și cu viteză de deplasare mult mai rapidă decât celelalte ATB-uri, să le deplasăm în cele două puncte de munte, Godeanu și Rânca. Am dizlocat și de la Târgu Jiu, am dizlocat și de la Licurici și rezultatul s-a văzut. Meteorologii nu aduc vești bune nici pentru zilele următoare. Va continua să ningă la munte, iar în restul zonelor să plouă.